Bine v-am regăsit! Azi vă propun din nou un material mai deosebit, deoarece în finalul lui voi pune mai multe întrebări la care nu știu răspunsul și la care mi-ar plăcea mult să încercați să răspundeți. Întrebările vor fi legate de ceea ce numim teleportare. Așa cum am spus și cu alte ocazii, mi-a plăcut întotdeauna literatura științifico-fantastică. Îmi plac și filmele SF bune. Din păcate, m-am plâns de asta și cu altă ocazie. Aceste filme apar tot mai rar. Se pare că lumea nu mai înțelege corect noțiunea de științifico-fantastic. De multe ori este vorba, de fapt, despre un basm ecranizat cu vampiri, cu dragoni, cu vrăjitori și cu așa zise puteri speciale de toate felurile. Dar ce legătură au vampirii, dragonii, vrăjitorii cu știința și cum am ajuns oare să avem o viziune atât de incorrectă despre știință, încât să numim filme științifico-fantastice, filme care sunt de fapt doar basme. Acesta este un alt efect al educației științifice tot mai slabe. Am avut chiar surpriza să constat, cred că v-am mai spus, că mulți tineri nici nu știu că acel S din SF vine de la știință. În literatura științifico-fantastică și în filmele științifico-fantastice mai ales, apare de multe ori o metodă foarte interesantă de transport pe care o numim teleportare. Personajele din viitor intră într-un fel de cabină sau trebuie doar să stea într-un anumit loc și la un moment dat dispar. Bineînțeles că în film dispariția este însoțită de un sunet cât mai straniu și imediat cadrul se schimbă și observăm că personajele au ajuns practic instantaneu într-un alt loc. S-ar putea să spuneți că teleportarea e la fel de fantastică și imposibilă ca existența vampirilor, balaurilor și vrăjitorilor și că în consecință nici astfel de idei n-au nicio legătură cu știința. Dar nu este așa. Teleportarea este teoretic posibilă. Am arătat în videoclipul Tehnologie practică și perpetuum mobile că unele lucruri sunt posibile teoretic, dar sunt deocamdată imposibil de realizat practic. Și asta pentru că încă nu avem tehnologia necesară. Este deci o problemă de tehnică. Cu astfel de lucruri ar trebui să se ocupe literatura și filmele SF, cu fenomene care sunt posibile teoretic sau măcar poate că sunt posibile teoretic, dar nu știm încă. Nu cu lucruri care încalcă legile naturii. Pentru astfel de subiecte există literatura și filmele fantastice. Dar nu putem numi orice fantezie ca fiind științifico-fantastică. Dar să revenim la teleportare. Probabil ați auzit că a fost realizat în laborator teleportarea cuantică. Ei bine, așa cum se întâmplă de multe ori când reporteri care n-au cunoștințe științifice vorbesc despre o realizare științifică, teleportarea cuantică nu este ceea ce cred cei care vorbesc despre ea în materiale media și în consecință este vorba din nou despre dezinformare. Cu voia, căutarea senzaționalului sau fără voie, doar din ignoranță. Teleportarea cuantică înseamnă doar transmitere de informație, nu înseamnă realizarea unei copii materiale. Este un proces prin care transportăm biți cuantici, qubiți, de la un sistem cuantic la altul și nu are nicio legătură cu teleportarea despre care vorbesc, pe care o vedem în filmele științifico-fantastice. În literatura științifico-fantastică, prin teleportare se înțelege dispariția unui obiect dintr-un loc și apariția lui, a aceluiași obiect, în alt loc. Și teoretic vorbind, o astfel de teleportare este posibilă. Nu contrazice legile naturii. În principiu, ea presupune câteva etape. Să zicem deocamdată că vorbim despre un măr. Am o cutie în care pun mărul, apăs pe un buton, mărul dispare din cutie și apare în altă cutie aflată în alt oraș, să zicem, de pildă acasă la un
prieten. I-am trimis un măr, dar nu oricare măr, i-am trimis acel măr pe care l-am introdus în cutie. Cum putem face teoretic acest lucru? În prima etapă trebuie să citim și să înmagazinăm toată informația necesară pentru a reface mărul. Adică trebuie să citim și să memorăm poziția și tipul tuturor atomilor care îl alcătuiesc, precum și felul în care fiecare atom este legat de vecinii lui. Cum putem face asta? Nu știu cum putem face pentru un măr întreg, dar o putem face la scară mai mică. Știm deja să găsim poziția și felul în care sunt legați atomii, deci avem doar o limitare cantitativă, nu de principiu. Referindu-se la această primă etapă, unii spun că ar fi o problemă faptul că nu putem cunoaște cu oricâtă precizie poziția unui atom din cauza principiului de nedeterminare al lui Heisenberg. Eu cred că asta nu e o problemă, deoarece nu cred că ne interesează mișcările dezordonate ale atomilor, cele care apar din cauza agitației termice, pentru că agitația termică nu schimbă proprietățile mărului, schimbă doar temperatura lui. Există, în schimb, o altă problemă. E vorba de cantitatea enormă de informație, pentru că într-un măr avem ca ordin de mărime vreo 10 la puterea 27 atomi. Să zicem că avem nevoie de doar 8 biți ca să descriem tipul de atom și legăturile lui cu cei din jur. Asta înseamnă că trebuie să memorăm cam 10 la puterea a 27-a bytes, octeți. Și asta înseamnă 10 la puterea 15-a terabytes și este mult mai mult decât cea mai mare memorie a unui supercalculator de azi. Dar capacitatea de stocare a informației a crescut fantastic de când au apărut calculatoarele, așa că avem din nou doar o limitare cantitativă. În a doua etapă, după ce am memorat atomii și pozițiile lor și legăturile dintre ei, masa mărului trebuie transformată în energie, lucru posibil, după cum știm, de la Einstein încoace. Din nou, nu știu ce metodă ar trebui folosită pentru asta, dar știm să anihilăm două particule, adică să le transformăm în energie. De pildă, dacă un electron se întâlnește cu un antielectron, numit și pozitron, atunci cele două particule dispar și în locul lor rămân doi fotoni, adică energie, pentru că un foton nu este decât un pachet de energie care se propagă prin câmpul electromagnetic. Apare din nou o problemă pentru tehnologia de azi, deoarece cantitatea de energie obținută este fantastică și se poate calcula cu celebra formulă a lui Einstein, E egal cu mc pătrat. Să presupunem că mărul are 200 de grame și atunci puteți vedea calculele, obținem 1,8 ori 10 la puterea 16 juli, adică 5 miliarde de kWh, sau cam tot consumul casnic al unui mare oraș în 10 de ani. Și e foarte dificil să controlezi atâta energie care se degajă într-un timp scurt, fără să produci o explozie de nedescris. Dar tehnica progresează și învățăm să controlăm energii din ce în ce mai mari. În a treia etapă, informația, poate și energia, este transportată în alt loc. Spun poate și energia, în cazul în care vrem să teleportăm ceva într-un loc în care nu dispunem de atâta energie. Atenție, deoarece nici energia, nici informația nu se pot deplasa, nu pot fi transmise cu viteză mai mare decât viteza luminii, teleportarea se poate face practic instantaneu, doar pentru distanțe, să le spunem, normale, de pildă dintr-un loc în altul aici pe Pământ. Dar dacă, de pildă, vrem să teleportăm ceva pe Marte, informația are de călătorit între 3 și 22 de minute. Depinde de distanța dintre Pământ și Marte. În final, în ultima etapă, folosind informația care a fost transmisă și energie,
Poate aceeași energie care s-a obținut prin dezintegrarea mărului inițial sau alta, n-are importanță, producem toți atomii necesari, folosind energia, și îi legăm exact în același mod în care erau legați în mărul inițial. Și în acest fel reconstituim mărul, obținem din nou mărul, același măr. Pentru că două corpuri care au aceiași atomi în aceleași poziții și legați la fel, sunt absolut identice, deoarece particulele elementare și particulele cuantice în general, deci și atomii, sunt indiscernabili. Nu pot fi deosebiți unul de celălalt. De pildă, toți electronii din lume sunt identici. Dacă înlocuim un electron cu altul, nu se schimbă nimic. Nu putem observa nici o schimbare. Același lucru este valabil și pentru atomi. Așa că n-are importanță faptul că în noul măr, să zicem așa, avem alți atomi și, de fapt, nici n-are sens cuvântul alți atomi dacă ne referim la atomi de același fel, adică atomi care aparțin aceluiași element chimic, pentru că, repet, atomii sunt indiscernabili. Iar asta înseamnă că și mărul care a fost teleportat este absolut identic cu cel care a fost memorat. Este, de fapt, același măr. Dacă nu credeți acest lucru, vă propun un experiment mental. Și anume, presupuneți că aveți un măr și că puteți să înlocuiți pe rând fiecare atom din el cu un atom identic. Când am terminat și am înlocuit toți atomii, se deosebește oare mărul nou, să zic așa în ghilimele, de mărul vechi? Nu, este același măr, deoarece nu care atomi alcătuiesc un corp contează, ci ce fel de atomi sunt. Iar toți atomii care alcătuiesc un element chimic sunt absolut identici. Mai mult decât atât, așa cum am spus, sunt indiscernabili. Ceea ce înseamnă că și mărul pe care îl obțin după ce am înlocuit toți atomii este același măr cu mărul inițial. Și în acest fel am teleportat un măr. Dacă vi se pare că această ultimă etapă este punctul slab al scenariului descris, să știți că energia se poate transforma în masă, în particule, în ceea ce numim substanță. Dacă înghesuim multă energie într-un volum mic, adică dacă reușim să obținem o mare densitate de energie, apar particule elementare. Asta se întâmplă, de pildă, în acceleratoarele de particule, în care energia cinetică a unor particule este transformată în particule, în alte particule, în masă, în substanță. Iar dacă avem protoni, neutroni și electroni, putem obține ce atomi vrem, pentru că absolut toți atomii din lume sunt alcătuiți din aceste trei particule. Tot ceea ce vedeți în jur este alcătuit din protoni, neutroni și electroni. Dar să revenim la teleportare. Probleme foarte interesante apar dacă ne gândim la teleportarea unui om. Nu probleme de ordin fizic. Din punct de vedere fizic, a teleporta un măr este același lucru cu a teleporta un om. Trebuie doar o cutie mai mare, să zicem o cabină. Dar teleportarea ne-ar putea da niște răspunsuri în problema a ceea ce religia numește suflet, iar știința conștiință. Nu spun că cele două lucruri sunt același lucru, dar pentru ceea ce voi vorbi în ultima parte a acestui material, putem să le considerăm pe amândouă acel loc în care se petrece totul, în care sunt percepțiile, gândurile, amintirile, sentimentele noastre, adică tot ceea ce ține de psihic. Numai că unii sunt de părere că ceea ce numim conștiință nu face parte din lumea fizică, este ceva în plus, iar alții consideră că nu este decât un produs al creierului, o stare pe care o produce creierul. Așa că voi folosi cuvântul suflet pentru cazul în care conștiința nu face parte din lumea fizică, este ceva în plus, și voi folosi cuvântul conștiință dacă o considerăm doar o stare a creierului. După cum veți vedea, apar foarte multe întrebări la care mi-ar plăcea dacă ați încerca să dați răspunsuri în comentarii, deoarece în acest domeniu nu e nimeni specialist, expert, părerile sunt
la fel de valoroase, indiferent de la cine vin. În final, întrebările la care vă rog să vă gândiți. Prima întrebare interesantă este următoarea. Se teleportează și sufletul odată cu corpul sau nu? Dacă sufletul nu face parte din lumea fizică, am putea avea surpriza ca persoana teleportată să nu aibă suflet, pentru simplul motiv că s-a teleportat doar substanța, atomii. Sufletul nu. Poate că degeaba e fiecare atom acolo unde trebuie în creierul persoanei respective. Lipsește ceva, sufletul, care nu face parte din lumea fizică, ci este, așa cum am spus, ceva în plus. Dar cum ar fi o persoană fără suflet? Mai putem spune că trăiește? Și o întrebare care mi se pare și mai interesantă este ce face sufletul celui care a fost dezintegrat, rămas dintr-o dată fără corp? Poate el exista în afara corpului în care s-a găsit până atunci? Mai are el posibilitatea de a interacționa cu lumea materială în absența corpului? Și acum să presupunem că se teleportează și conștiința. Asta se întâmplă dacă conștiința, așa cum am spus, este un produs al creierului, o stare creată de creier și atât. Nu este ceva în afara lumii fizice. Creierul produce conștiință în sensul în care stomacul produce digestie. Dacă e așa, ne putem imagina situații și mai ciudate. De pildă, nu cumva persoana care se teleportează moare, de fapt, în momentul dezintegrării? Nu cumva, pentru conștiința acelei persoane, totul se termină în acel moment și cel care apare la destinație este o altă persoană, dar cu o conștiință identică, cel puțin în prima clipă, cu cea a persoanei care a dispărut. Și atunci, în loc să facem teleportare, de fapt omorâm un om și facem să apară alt om. Pentru că nu știm dacă condiția de a avea conștiințe identice este suficientă pentru a vorbi despre una și aceeași persoană. Dar lucrurile pot deveni și mai complicate. Ce se întâmplă dacă, după etapa citirii informației, nu dezintegrăm corpul, dar creăm la destinație o persoană identică? Atunci, dublăm oare persoana respectivă? Această dublare este cu siguranță posibilă în ceea ce privește corpul. Pot exista două corpuri umane identice, așa cum pot exista două mere identice, dar pot exista două suflete identice? Putem crea suflete? Toate aceste întrebări pornesc de la un fenomen care, nu uitați, nu este interzis de legile naturii. Teoretic, teleportarea este posibilă și sunt convins că dacă omenirea nu se va autodistruge între timp, la un moment dat vom avea tehnologia necesară ca să o realizăm. De aceea, vă propun să vă gândiți la întrebările pe care le-am pus și să încercăm să le dezbatem în comentarii. Dacă vor fi comentarii interesante, voi face un material în continuarea celui de azi, în care voi prezenta cele mai interesante idei. Înainte de a încheia, vă rog, dacă vreți să comentați, să încercați să fiți obiectivi, să nu vă lăsați influențați de aspecte personale și să nu vă deranjeze faptul că alții au altă părere și mai ales să înțelegeți că nimeni nu știe răspunsul la aceste întrebări, dar putem avea păreri. Vă mulțumesc pentru atenție, aștept cu nerăbdare comentariile și dacă ați crezut că teleportarea este interzisă de legile naturii sau că n-are implicații psihologice și filozofice, atunci lumea nu este cum credeți. Pe curând!